Da? Bună ziua! Bine ați venit la un nou eveniment din ciclul O Țară ca Afară. Aceasta este o platformă pe care am creat-o împreună cu colegul meu europarlamentar Vlad Botoș, prin care încercăm să unim punctele astea între ce se întâmplă între regulamentele europene pe care le dezbatem în comisiile Parlamentului European și politicile foarte concrete la firul ierbii din România. După cum știți, cei mai mulți de dumneavoastră, suntem în etapele finale de aprobare, de negociere a regulamentului viitoarei politici agricole comune. Este un regulament gigant, de fapt sunt două regulamente paralele. Urmează etapa de trialog între Parlament, Consiliu, Comisie. O temă foarte importantă pe care o luăm astăzi în discuție este cea a asocierii agricole. Am lucrat pe acest domeniu înainte de a fi în viața politică, în viața mea anterioară, ca să spun așa. Am rămas foarte interesat de el, îl urmăresc și eu cred că asocierea micilor producători este o soluție pentru agricultura României, mai ales că avem o agricultură împărțită în două. Pe de o parte o agricultură foarte mare, cu ferme foarte mari, și pe de altă parte o agricultură de mici dimensiuni, care practic înseamnă fragmentare extremă și imposibilitatea de a intra pe piața mare a supermarketurilor pentru micii producători, imposibilitate fizică, pentru că e greu să produci cantități mari și la standarde și pe un calendar prestabilit, și atunci asocierea, am tot spus, această chestiune este soluția. Mă bucur să avem alături de noi în panel pe colegul meu din Parlamentul European, Vlad Botoș. Ni se va alătura și domnul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Adrian Oroș, rurale, scuzați-mă, nu regionale. Le avem alături de noi pe Alexandra Todăriță și Sandra Popescu, care vor fi vedetele acestui eveniment, pentru că ele au pregătit un raport despre cum ar trebui să se traducă regulamentele europene în măsuri concrete legate de asocieri și mai ales prin intermediul grupurilor de acțiune locală. Avem în audiență membrii ai CALUR-urilor din toată țara. Îi salut! Am avut o comunicare foarte bună în trecut. Este alături de noi și Alexandru Potor, președinte al Federației Naționale a CALUR-urilor. Din nou un om cu care am lucrat și care a împins și el această idee a asocierilor. Și Anca Marcu, fost director executiv la Cooperativa Agricolă Lunca Șomeșului Mic, este un exemplu de succes în care agricultorii se asociază și reușesc să intre pe piețe. Vom lansa astăzi, cum am spus, acest raport referitor la asocierea fermierilor, pe care îl vor prezenta imediat Alexandra și Luxandra. Doar câteva elemente de context. Așa cum am spus, ne aflăm în fața unei noi etape de programare, unde apar oportunități în plus, dar și riscuri în plus. Întreaga tendință a politicii agricole de a se muta spre ecologizare, spre o mai mare responsabilitate, ridică și riscuri, ridică foarte multe oportunități, dar și riscuri pentru micii agricultori. Sunt membru în Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală și am urmărit acest subiect pe parcursul discuțiilor regulamentelor europene. Două idei pe care am insistat, cred că trebuie să ne uităm și la partea de împădurire, cred că este o oportunitate pentru noi. România are nevoie de păduri, de perdere forestiere care fac bine agriculturii, mai ales în contextul în care vom avea acest nou concept numit ecoscheme. Fiecare stat membru va trebui să pună deoparte procente importante din banii pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru ecoscheme. Există o flexibilitate, o libertate destul de mare la nivelul statului membru și noi credem că ar trebui să includem ecoscheme pentru pături în viitorul plan strategic național. De asemenea, într-un regulament adiacent, regulamentul de tranziție, am propus și a fost votat un amendament
prin care și AXA Lider, grupul de acțiune locală, ar trebui să primească bani din acest regulament de tranziție. Ce este regulamentul de tranziție? Suntem într-o perioadă în care se încheie finanțarea veche, urmează să fie pusă pe picioare cea nouă, este această gaură, nu era pusă AXA Lider printre priorități, deci România va putea aloca bani pe modelele, pe axele din fostul, din actualul exercițiu bugetar, dar din banii din cel viitor, pentru anumite priorități, între care am reușit să fie și AXA Lider și sper ca, din nou, ca Ministerul Agriculturii să profite de această oportunitate. Amendamentul a fost adoptat în Comisia Agri, a fost discutat în negocieri cu Consiliul și Comisia și acordul final va fi votat în plenul Parlamentului European chiar săptămâna viitoare, sper să rămână acolo. Bun, așa cum am spus, am lucrat în trecut pe asociere, am început munca personal pe acest subiect acum 8 ani, când am evaluat cum a mers măsura pentru grupuri de producători din PNDR și concluzia atunci a fost că nu a prea mers, era nevoie de o ajustare, s-au încercat niște ajustări, nu mulțumitoare după părerea mea, tocmai pentru că eram destul de avansați, era după perioada de programare a PNDR-ului actual. Acum suntem înainte de a face aceste scheme și cred că trebuie să le punem de la bun început pe poziții mai bune și mai inteligente. Am lucrat atunci cu Romanian American Foundation, un salut pe Romeo, care este și în audiență de acolo. Am lucrat la aceste proiecte pilot de asociere care au funcționat ca inițiativă privată și eu cred că trebuie să luăm bunele practici din privat și să le ducem în domeniul public cu fonduri europene în cazul nostru. Concluzia principală și asta este ultima mea idee, că vreau să mă întind foarte mult, concluzia principală acolo a fost că e nevoie de multă muncă comunitară, de o așezare bună a relațiilor dintre producători, astfel încât să ai asocieri bazate pe încredere. Încrederea este un capital uman care se câștigă foarte greu, e nevoie de muncă nici ușoară, nici rapidă, trebuie să ai răbdare și această muncă trebuie să fie finanțată. Sau cu alte cuvinte, asocierile agricole nu apar spontan, nu cresc așa după ploaie, ci trebuie să fie un organizator comunitar care să facă această treabă. Și atunci această muncă trebuie să fie finanțată. Am încurajat galurile în 2016 prin punctajele acordate din strategiilor lor să, atunci când eram la guvern, să fondeze și să lucreze prin asocieri agricole și raportul de astăzi, sunt și eu foarte curios cine vor prezenta colegele noastre, raportul de astăzi face un bilanț al măsurilor de asociere din activitatea galurilor. Venim cu soluții concrete și vrem să fim parte din dezbaterea care este acum în curs legată de programul național strategic, adică sună pompos, dar de fapt este vorba despre modul în care vom folosi banii pentru agricultură și dezvoltare rurală în următorii 9 ani, 7 plus N plus 2. Bun, asta este cuvântul meu introductiv, o să las acum și pe colegul meu Vlad Botoș să ne spună câteva cuvinte și apoi trecem direct la raport. Fără alte introducere, Alexandra Toderiță și Ruxandra Popescu de la Centrul Român de Politici Europene. Alexandra, tu vorbești prima ta. Ordinea o să fie următoarea, deci Alexandra, Ruxandra, apoi din nou Alexandra pentru a prezenta raportul. Apoi o să dăm cuvântul domnului ministru Adrian Oros, care va rămâne cu noi, deci puteți să adresați întrebări și domniei sale. După domnul ministru Alexandru Potor și apoi Anca Marcu, după care luăm întrebări din partea publicului. Aceasta nu este aplicația de Zoom obișnuită, este un Zoom făcut pentru webinare, deci puteți să adresați, aveți un buton de Q&A în partea de jos, cei care sunteți în audiență. Puteți adresați întrebări, putem lua întrebări și de la publicul de pe Facebook. O să rog pe colegii mei să mă informeze ce întrebări vin și o să le adresez. Eu voi modera acest eveniment. Nu o să stăm mai mult de o oră jumate. Vrem să fim scurți la obiect concret și să plecăm cu niște concluzii. Vlad Botoș, te rog.
Da, mulțumesc, Cristi. Bună ziua, sunt Vlad Botoș, europarlamentar USR Plus, activez în Comisia de Piață Internă și Protecția Consumatorului și sunt coleg cu Cristi Ghinea în Comisia de Dezvoltare Regională, de asemenea vicepreședinte a Delegației Parlamentului European cu Albania. Acum, politica agricolă comună are o importanță deosebită în cadrul politicii Uniunii Europene, având în vedere că pentru viitoarea programare 2021-2027 au fost alocate peste 400 de miliarde de euro, reprezentând aproximativ 35% din bugetul total al Uniunii. România va beneficia de o sumă consistentă din acest buget, care va fi împărțită pe doi piloni, plăți directe și dezvoltare rurală. Astfel spus, subvențiile care vor ajunge direct la fermieri în sumă de aproximativ 13,3 miliarde de euro și 6,7 miliarde de euro dezvoltare rurală, reprezentând dezvoltarea fermelor, a localităților din mediul rural sau pentru irigații. Această importanță deosebită a arătat și în cadrul Parlamentului European prin mii de amendamente aduse la propunerea de modificare ale PAC-ului, care au fost votate în cadrul plenarei din luna octombrie acestui an. Exact acum două luni. Obiectivele noului PAC vizează în primul rând combaterea schimbărilor climatice și Cristi a amintit asta, reprezentând aproximativ o treime din bugetul alocat. De asemenea, sprijinirea fermierilor și încurajarea noii generații de fermieri sau alte obiective vizate, dar nu în ultimul rând încurajarea asocierii fermierilor cu scopul creșterii competitivității și a performanței acestora. Imaginea asocierii în România ni se arată destul de gri și o spun asta așa, cu o durere. Astfel, din cele aproximativ 1500 de cooperative și asociații constituite în România, doar 50% din acestea sunt active. Acest aspect negativ al asocierii este dat în primul rând de reticența fermierilor, dar și de semnificația istorică pe care asocierea o reprezintă mentalul fermierului român. Prin intermediul cabinetelor europarlamentare am avut deseori ocazia să mă întâlnesc cu fermieri care ridicau diferite probleme legate de agricultură, iar una dintre ele a fost și cea legată de obligația de a se asocia pentru a accede mai ușor la fonduri europene. Altfel spus, deseori motivul înființării unei cooperative agricole sau asociații în România este contractarea unui proiect finanțat cu fonduri europene. Dacă acest proiect nu este selectat, cooperativa sau asociația nou înființată intră în stand-by. Fermierii nedorind să lucreze sub această formă organizatorică. Fermierul român ar trebui să conștientizeze că scopul înființării unei cooperative nu este doar de a obține fonduri europene, ci și acela de a deveni competitiv, a avea acces mai ușor la piață, a obține credite de la bănci mai ușor și cu dobânzi mai avantajoase, putere de negociere la achiziționarea de îngrășăminte sau erbicide mai ieftine. Un alt aspect pe care l-am sesizat este fiscalizarea fermierului. În general, fermierii cu suprafețe de teren mici evită să se constituie într-o formă juridică pentru a evita controalele și cheltuielile care survin din administrarea afacerilor. Am amintit de acest aspect deoarece vreau să subliniez că dacă statul român dorește o agricultură românească fiscalizată, va avea nevoie de o abordare fiscală nouă, care să sprijine fermierul și nu să-l descurajeze și chiar să-l amenințe în anumite cazuri. Mai mult ca niciodată avem nevoie de produse alimentare sigure. Asocierea și crearea de cooperative ar scurta lanțul alimentar, fermierii având posibilitatea prin aceste asocieri să proceseze, să ambaleze, să eticheteze produsele obținute la un cost mult mai mic și în condiții de igienă maximă. Mă gândesc la fermierii care produc legume și fructe, la crescătorii de animale care au nevoie de puncte de sacrificare și procesare a cărnii și a laptelui, conforme cu standardele de igiene ale Uniunii. În opinia mea, ca să concluzionez, va trebui să fie o prioritate noul plan național strategic pentru perioada 2021-2027, iar fermierii trebuie ajutați să înțeleagă avantajele pe care le oferă asocierea. De asemenea, o mai bună diseminare a informațiilor cu privire la asociere și un sprijin administrativ mai consistent din partea autorităților publice ar putea determina fermierii români să se asocieze. Abia aștept să ascult raportul prezentat de Alexandra și Luxandra și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Vlad! Înainte să dau cuvântul Alexandrei Todăriță, o precizare, l-avem luat și pe domnul Mihai Moraru, director general AFIR. Îi mulțumim frumos că a acceptat invitația noastră și o să-l rog să vorbească în agenda după Anca Mar. Ok?
domnul Aru, sper că mă auziți. Alexandra, te rog, Alexandra și Ruxandra, un sfert de oră prezentarea ideilor și a concluziilor acestei cercetări. A fost vorba despre o cercetare în rândul galurilor. Avem cifre, avem concluzii. Ești pe mute, Alexandra, trebuie să te demutezi. Așa. Mulțumesc frumos, Cristi, pentru invitație. Într-adevăr, raportul nostru de azi se bazează pe o cercetare mai amplă, nu doar în rândul galurilor, ci și pe întreaga bază de date a cooperativelor agricole de la Registrul Comerțului din România. Eu voi face un intro, colega mea, Ruxandra, va intra pe cifrele pe România și apoi voi reveni pentru câteva concluzii. Nu voi intra foarte mult pe zona aceasta de regulamente și cum arată viitorul agriculturii în Uniunea Europeană. Deja antevorbitorii mei au menționat elementul esențial, care este faptul că trăim o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care producem și consumăm hrană în Europa. Pandemia și dezastrele naturale din ultimii ani, la nivel global, accelerează procese care până acum trenau, ce țin de prioritizarea, în primul rând, a măsurilor împotriva schimbărilor climatice, dar și integrarea în economia circulară, digitalizare, adoptarea noilor tehnologii inteligente și, nu în ultimul rând, crearea unor plase de siguranță pentru fermieri în caz de criză. După cum vedem pe slide, practic orientarea strategică a agriculturii europene în viitor este descrisă de două mari strategii. De la fermă la consumator, farm to fork, partea pactului ecologic european și noua politică agricolă comună. Acestea vor să facă tranziția către un sistem agricol sustenabil, dar și echitabil și practic să balanceze obiectivele ce țin de bunăstarea economică a fermierului cu cele de mediu. O să trec peste obiectivele fiecăreia. Cu verde le-am notat pe cele ce țin de mediu, cu roșu pe cele ce țin de competitivitate. Au fost dezbateri aprinse la Bruxelles, pe care domnii europarlamentari le știu cum se îmbine aceste două deziderate. Trecem la următorul slide. Sumarizând aceste idei, am considerat că ambele strategii converg pe trei mari paliere. Unul ar fi inteligența, conectarea la cunoaștere. Așa cum menționam, trăim o a patra revoluție a agriculturii practic, folosirea roboților, a dronelor, agricultura de precizie pe verticală, introducerea biotehnologiilor, toate acestea necesită informații de ultimă generație și conectarea la rețele de cunoaștere performante. Apoi avem reziliența. Criza a scos la suprafață numeroase provocări întâmpinate de fermieri, precum lipsa forței de muncă, dar și întreruperi logistice în lanțurile de aprovizionare. Lucrurile acestea trebuie prevăzute în viitorul fondurilor europene pentru ca fermierii să aibă o plasă de siguranță în astfel de cazuri. Și ecologizarea, extrem de importantă, noua PAC va consacra, după cum menționa domnul Ghinea, cel puțin 35% din bugetul pentru dezvoltare rurală, tuturor tipurilor de măsuri legate de mediu și climă. Și foarte important, fermierii vor trebui să dedice cel puțin 10% din suprafețele pe care le dețin unor elemente de peisaj care favorizează biodiversitatea, gen garduri vii, arbori neproductivi, iazuri și așa mai departe. Cum ne găsește acest viitor în România? Nu foarte bine. Avem în continuare cele mai multe și mai lipsite de competitivitate ferme din Europa, pentru că sunt foarte mici și atomizate. 72% din totalul exploatațiilor din România au până la 2 hectare. Productivitatea muncii în agricultură în România este de 4 ori mai mică decât media UE. Suprafața cultivată cu ferme ecologice este foarte redusă, aproape 2% în comparație cu 7% în UE.
numărul mare de ferme mici care gestionează inadecvat deșeurile rezultate din activități agricole este iarăși o problemă. Fermierii nu cunosc și nu au abilitățile necesare pentru a implementa metode agricole moderne și inovative și prietenoase cu mediul. Accesul la servicii de consiliere și consultanță, aici este o bubă veche și încă nerezolvată. Sistemul public de consultanță agricolă în România a suferit numeroase reforme și schimbări după 89. Lucrurile, nu, aș spune că nu sunt încă așezate, deși s-au făcut pași în această direcție. Și o cifră foarte interesantă și care exprimă multe este faptul că în 2018 un consultant agricol din sistemul public din România deservea până la 13.000 de fermieri, în timp ce această proporție în Europa este de un consultant la 100 de fermieri. Deci agricultorii au foarte greu acces la informații la zi despre agricultură, fonduri și tot ce îi interesează. Nu în ultimul rând, suntem în urmă la capitolul digitalizare. În 2018, 75% din companiile din agricultură și alimentație în România considerau că nu au expertiză digitală. În acest context, noi ne-am uitat la o soluție, de fapt subiectul acestei întâlniri, asocierea. Și considerăm că cooperativele și food hub-urile, formele de asociere cu scop economic, pot să rezolve și să furnizeze fermierului servicii din toate aceste trei zone pe care le-am numit: sustenabilitate, reziliență și competitivitate. În Europa, dacă mergem la slide-ul următor, din 13 milioane de agricultori, 9 milioane sunt membri a peste 40.000 de cooperative, grupuri și organizații ale producătorilor, care procesează și comercializează peste 50% din totalul producției. Câteva detalieri și apoi o las pe Ruxandra să vorbească despre asocierea în România, legate de competitivitate. Cooperativele puternice sunt capabile să genereze prețuri mai mari și venituri echitabile pentru fermieri. În raport citam un studiu pe sectorul laptelui în Europa, în care arată că fermierii care livrează lapte către cooperative primesc un preț per litru net superior celui pe piața liberă dacă ar vinde individual. Foarte important sunt și funcțiile sociale ale cooperativelor, mai ales în timp de criză în Europa. Acestea, pe timp de pandemie, au ajutat persoane vulnerabile care nu puteau face cumpărături singure, au produs tichete de servicii pentru persoane dezavantajate, au asigurat siguranța lucrătorilor și a cumpărătorilor de la cooperative, au sprijinit membrii comunității în a-și cultiva alimente acasă, etc., etc. Avem aceste exemple în raport. Iar al treilea palier foarte important este faptul că în Europa deja cooperativele acționează ca intermediari între fermieri și furnizori de cunoaștere pe agronomie, pe siguranță alimentară, pe bunăstarea animalelor, practici agricole ecologice. Deci deja cooperativele puternice în vest implementează și furnizează servicii de consiliere. De exemplu, în Suedia, cooperativele sunt parte a sistemului de cunoaștere în agricultura Akisului și dacă în trecut oferau consultanță în mod gratuit membrilor, acum o vând, percep o taxă, dat fiindcă le-a scăzut profitabilitatea. În Olanda, cooperativele, de exemplu, în parteneriat cu universitățile, au dezvoltat platforme pentru managementul datelor în agricultura de precizie. Pe zona de ecologizare fac o groază de lucruri. Am fost șocată să înțeleg cât de mult ajută cooperativele fermierii în Europa să implementeze practici prietenoase cu mediul. De exemplu, amenajează teritoriul cu zone tampon, carduri vii, rezervoare de sedimentare, construiesc facilități de compostare, consiliază fermierii cu privire la inputurile optime din punct de vedere al amprentei ecologice, efectuează studii de fezabilitate. Deci sunt foarte active deja în această zonă.
Cam aici este overview-ul pe Europa. Deci cooperativele sunt puternice și practic duc agricultura Europei în secolul 21 și în noua normalitate post-pandemică. Haideți să vedem cum stăm în România și la final câteva concluzii. Mulțumesc, Alexandra! Așa cum s-a punctat foarte bine, cooperativele agricole joacă un rol primordial în sprijinirea fermierilor, propunându-și să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale într-un mod sustenabil, prin crearea unor modele de afaceri rezistente la aceste potențiale crize care ar putea apărea. Necesitatea asocierii devine cu atât mai mare în cazul micilor fermieri care dețin o exploatație cu o suprafață redusă, situație care se aplică și pentru România, așa cum a menționat și Alexandra. Analizând însă situația actuală a cooperării și asocierii din agricultura României, avem un procent de 1% dintre fermierii români care fac parte dintr-o structură asociativă, cifră care contrastează puternic, spunem noi, cu media Uniunii Europene de 34%. Mai mult, știm că în 2018 cooperativele agricole din România erau compuse din aproximativ 7500 de membri cooperatori, un număr semnificativ mai mic decât cel pe care îl observăm la nivelul Uniunii Europene. De exemplu, în Franța avem 400.000 de membri, Portugalia 300.000 de membri, Slovenia în jur de 13.000 de membri, conform datelor la nivelul anului 2019. Desigur, aceste cifre se corelează direct și cu numărul mai mare de cooperative care se regăsesc la nivelul acestor țări. De asemenea, cota de piață a cooperativelor agricole din România este de aproximativ 3%, dintre care doar 1% au branduri proprii. CRP a analizat, începând cu 2014, odată la 3 ani, dezvoltarea întregului sector al cooperativelor agricole din România, cu scopul de a evidenția dimensiunea sa, performanțele, trendurile care s-au putut observa de-a lungul timpului. CRP-ul a lansat în acest sens o cercetare săptămâna trecută, o cercetare care și-a propus colectarea celor mai recente date. Desigur, putem observa cu siguranță o creștere substanțială. Astfel, la jumătatea anului 2020, în România erau înregistrate 1485 de cooperative agricole, un număr care este dublu față de situația din 2014 și cu 40% mai mare decât cea din 2017. Deși din punct de vedere numeric sectorul cooperativelor a crescut în mod susținut și avem aceste date care ne arată acest lucru, doar 49% dintre aceste cooperative înregistrate au depus bilanțul în 2019, ceea ce denotă că mai puțin de jumătate dintre acestea nu reușesc să devină sustenabile economic. Dacă ne raportăm la cercetarea CRP-ului din 2017, o proporție identică bilanț depus, nedepus se menține. Astfel se confirmă că o parte din cooperativele înființate în acest interval de 3 ani nu au reușit să aibă o activitate economică de facto. Uitându-ne la evoluția cooperativelor în România și avem acest grafic, observăm un vârf de noi înregistrări de cooperative agricole în 2018, an care a fost însă marcat și de începerea implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care a sprijinit formarea de cooperative pe mai multe axe, dar poate să coincide de asemenea și cu modificarea legii cooperației agricole din 2004 și implicit operaționalizarea facilităților fiscale care au fost introduse în legislație. Din cele 673 de cooperative care au depus bilanțul în 2019, peste 15% dintre acestea au avut ca și activitate principală cultivarea cerealelor și a plantelor leguminoase, în timp ce aproximativ 10% dintre acestea au avut ca și activitate comerțul cu ridicat a fructelor și a legumelor. Ce este interesant este faptul că aceste cooperative care activează în domeniul comerțului cu ridicat a fructelor și a legumelor sunt și cele care au obținut profituri de peste 1 milion de lei.
Raportându-ne însă la situația din 2016, vedem o creștere dublă în 2019 la nivelul numărului cooperativelor înființate care au avut activitatea principală comerțul cu ridicata a fructelor și a legumelor, însă în același timp cooperativele din domeniul zootehnic se confruntă cu o scădere îngrijorătoare, spunem noi. În 2020 fiind înregistrate de aproape 3 ori mai puține cooperative pentru creșterea bovinelor de lapte decât în situația din 2016. Din cele 673 de cooperative care au depus bilanțul în 2019, pentru 282 dintre acestea datele privind cifra de afaceri nu au fost disponibile. Cifra de afaceri cumulată a celor 391 de cooperative pentru care datele au fost disponibile însumează aproximativ 1,6 miliarde de RON, o cifră care este de peste 5 ori mai mare decât cea din 2016. Totodată, 15% dintre aceste cooperative au declarat cifră de afaceri zero, deși au depus bilanț, nu au avut activitate economică, în timp ce aproape 28% dintre acestea au avut o cifră de afaceri sub 100.000 de euro. Lipsa activității economice a celor 59 de cooperative care au declarat cifra de afaceri zero se poate corela și cu faptul că în medie este nevoie de aproximativ 2-3 ani pentru ca o cooperativă să funcționeze optim. Existând foarte multe cooperative care încă nu și-au demarat activitatea. Ok, cifrele prezentate demonstrează cu siguranță o creștere importantă din punct de vedere economic și numeric al sectorului cooperativelor agricole în ansamblu în ultimii ani, însă cifrele financiare spunem noi că reflectă în același timp și performanța scăzută a acestora în raport, desigur, cu potențialul. Practic, doar 309 cooperative din România ar fi eligibile pentru un împrumut bancar în 2019, iar acest lucru spune foarte multe, desigur. Lipsa fondurilor rămâne în continuare o problemă primordială. Știm că în perioada 2014-2020, așa cum s-a mai menționat, asocierea fermierilor în România a fost sprijinită principal prin intermediul grupurilor de acțiune locale. Începând cu 2017 au fost lansate de către GAL-uri primele măsuri de sprijin de formare a cooperativelor prin PNDR 2014-2020. Stimularea formării și dezvoltării de cooperative prin intermediul acestor strategii de dezvoltare locală a GAL-urilor, spunem noi că s-a dovedit a avea rezultate modeste. Acest lucru indică și cercetarea CRP-ului, care pe lângă analiza evoluției sectorului cooperativelor din România și-a propus să evalueze și gradul și modul în care aceste galuri au introdus măsuri de sprijin în strategiile sale prin PNDR 2014-2020 printr-un sondaj care a fost lansat în acest scop. Din cele 110 galuri respondente ale sondajului lansat de CRPE, reprezentând 46% din galurile existente pe teritoriul României în 2020, 57 de galuri au inclus măsuri de sprijin pentru formarea de cooperative agricole în strategiile lor și doar 50 de galuri au și lansat măsura. Ca urmare a lansării acestei măsuri dedicate, 33 de cooperative au fost înființate în domenii cu înaltă valoare adăugată și aici avem legume, fructe, creșterea animalelor, apicultură, dar și cereale. Cele 8 galuri care la momentul transmiterii sondajului CRP nu lansaseră măsura au declarat însă că sunt în proces de lansare, iar dintre acestea 2 galuri au luat decizia de a realoca sumele pe alte măsuri. Această realocare s-a decis fie pentru că nu s-au identificat potențial beneficiari interesați de accesarea măsurii, fie pentru că această măsură de formare de cooperative s-a contopit cu cea de lanț scurt, la finalul proiectului partenerii urmând a constitui o cooperativă agricolă. Cercetarea ne relevă de asemenea faptul că tipologia de activități eligibile în cadrul acestor măsuri s-a dovedit foarte eterogenă, pe primul loc clasându-se activități aferente măsurii de formare a unui lanț scurt de aprovizionare,
în cadrul căreia formarea cooperativei reprezintă un obiectiv secundar, atins însă de doar 3 egaluri la momentul redactării studiului de cercetare, așa cum reiese din cercetarea CRP-ului. Mai mult, conform raportului, se remarcă o diferențiere substanțială a sumelor finanțate în cadrul măsurii de formare. 38% dintre acestea au alocat între 200.000 și 1 milion de ron, în timp ce doar 3 galuri au alocat peste 1 milion de ron. În acest context, și plecând de la aceste date, îi voi da cuvântul Alexandrei pentru câteva concluzii și pentru a prezenta ceea ce propunem să se regăsească în viitorul Plan Național Strategic. Alexandra? Da, mulțumesc, Rux. Deci, putem spune că lucrurile s-au mișcat în direcția bună pe zona cooperativelor în România, dar mai sunt multe de făcut și principala concluzie pe care am vrea noi să o lăsăm în cadrul acestui eveniment este că România cu greu va putea fructifica oportunitățile și va putea rezolva constrângerile noii politici agricole comune fără asocieri în parametrii pe care îi avem acum. Avem nevoie de o investiție masivă și inteligentă în stimularea de forme asociative cu scop economic. Am vorbit mult de cooperative, dar avem proiecte de succes și pe o altă formă de asociere, food hub-urile. Probabil vom vorbi despre asta într-un eveniment viitor. Deci avem nevoie de mai multe asocieri care să cuprindă mai mulți agricultori, 7.000 de membri este foarte puțin pentru o țară ca România, în contextul în care Slovenia are 16.000 de membri de cooperative deja. Fermierii au nevoie de un sprijin răbdător și inteligent, după cum a menționat domnul Ghinea, pentru a se asocia. Nu e ușor să construiești capitalul asociat într-o comunitate și cifrele arată că e nevoie de minim 2-3 ani pentru ca o cooperativă să se coaguleze și să fie în adevăratul sens al cuvântului împreună. De aceea credem că baza de constituire a lor, activitățile acestea de facilitare comunitară, training și consiliere este foarte importantă. Cooperativele și food hub-urile de asemenea trebuie capitalizate. Am văzut că în România ele au nevoie în continuare de fonduri nerambursabile pentru că băncile, în primul rând, încă nu înțeleg foarte bine ce struțo cămilă este o cooperativă, ce fel de entitate juridică este și cum ar putea să fie rentabilă, nu le înțeleg încă. Astfel, cooperativele au nevoie de fonduri în noul plan național strategic, e nevoie de o intervenție dedicată care să finanțeze investiții pe care aceste asocieri, cele care au ajuns la nivelul necesar de maturitate, vor să le facă. Și nu în ultimul rând, pe lângă funcțiile tradiționale, aceste asocieri ar trebui să fie sprijinite să livreze fermierilor cunoaștere relevantă. Fermierul individual în România suferă la capitolul cunoașterii din toate punctele de vedere, tehnologii inovative, management, antreprenoriat, ecologizare. Nu este suficient de conectat la dezbaterile publice și cooperativele agricole ar putea contribui masiv la recuperarea acestui handicap. După cum am văzut, în Europa deja fac lucrul acesta. Sumarizând, noi propunem includerea noului program național strategic post-2020 a 3 intervenții destinate formelor asociative. Una de susținere a înființării de noi forme asociative, prin includerea de cheltuieli eligibile, după cum am spus, care să cuprindă mixul de facilitare, consiliere, costuri directe, dar și mici investiții de început, capitalizarea asocierilor existente, cooperativele și food hub-urile care au capacitatea de a implementa un proiect de investiții din fonduri europene ar trebui să aibă acces la finanțare în acest sens și să concureze doar cu alte cooperative. Deci nu credem că e fezabilă o măsură cum a fost cea de până acum în care cooperativele
concurau pentru bani europeni cu fermieri individuali care sunt mult mai, cei mai mari pot să absorbă mult mai ușor banii. Prioritizarea la investiții ar trebui să se realizeze, evident, pe principii de experiență, profitabilitate, capacitatea de a închega comunitatea cât de mulți membri au, dar și de a absorbi producția. Și o a treia intervenție ar trebui să se refere la conectarea la cunoaștere și inovare a formelor asociative, care ar trebui să beneficieze de un proiect prin PNS de informare, consiliere pentru managementul cooperativelor, pentru ca ele să-și creeze aceste servicii de furnizare de cunoaștere către agricultori, dar și cooperare cu institute de cercetare, alte cooperative și import de inovație din UE. Deci, avem nevoie de asocieri puternice, competitive, dar elementul esențial nou pe care am vrea să-l exprimăm este că avem nevoie și de asocieri flexibile, inteligente, care să ducă cu adevărat fermierul român în secolul 21 și să-l ajute și cu absorbția de bani europeni și să se plieze la realitățile agriculturii într-o lume în continuă schimbare. Mulțumesc! Mulțumesc, Alexandra! O să te rog pe tine sau pe Liana să întrerupeți share screen-ul ca să putem să ne vedem. Ok, perfect. Domnule ministru, sper că sunteți pregătit. O să vă dau imediat cuvântul. Doar să spun celor care sunt cu noi în webinar că pot pune, să le reamintesc că pot pune întrebări pe butonul de Q&A și o să iau de acolo doar trei întrebări ca să le citesc, să vă pregătiți răspunsurile celor care vi se adresează și apoi o să vă dau cuvântul imediat. Domnul Florentin Bercu spune o întrebare pentru domnul europarlamentar și domnul ministru. Susțin dezvoltarea durabilă a cooperativelor agricole din România. Eu cred că am făcut clar la început și simplul fapt că facem acest eveniment, sunt mare fan al asocierii ca soluție sistemică pentru România. Adrian întreabă dacă materialele prezentate vor fi puse la dispoziția participanților. Da, întreg raportul scris de Alexandra Todăriță și Sandra Popescu va fi, dacă nu este deja disponibil, pe platforma oțarăcaafară.eu. Paul Cozariuc întreabă care este abordarea la nivel european și național pentru înființarea pădurilor forestiere. Fermierii români au nevoie de programe de sprijin financiar pentru înființarea pădurilor forestiere. Sunt complet de acord. Din câte știu eu, măsura din PNDR dedicată nu a funcționat, deci nu au fost consumați banii nu din vina PNDR-ului sau a Ministerului Agriculturii, ci din vina hățișului ilegal care există pe domeniu și poate ar trebui să avem și o discuție pe acest subiect. Mă gândesc poate chiar să facem un raport separat pe subiectul de ce nu a mers măsura asta de înființare a pădurilor. Mai sunt câteva întrebări, o să le iau pe parcurs. Uite o întrebare pentru Alexandru Dăriță ca să se pregătească de la Răzvan Vulceanu. În noul program ne dorim o asociere pentru care nu este cuprins obiectul de activitate în strategia GAL-ului local. Cum se poate actualiza strategia GAL-urilor? Sau poate Alexandru Potor poate să răspundă. O să fiu atent la partea asta și o să iau întrebări din formularul Q&A. Avem și întrebări puse de oameni care s-au înscris anterior pe formularul de invitație. Este foarte mare curiozitatea și vă mulțumim pentru acest lucru. Domnule ministru, vă rog. Bună ziua, vă spun. Vă felicit pentru ideea acestui eveniment. Sigur că noi la Minister suntem chiar în procesul acesta de elaborare a programului național strategic. Am așteptat și noi și încă mai așteptăm ultimele, să zic așa, decizii de la nivelul Comisiei. Am făcut o analiză SWOT, am făcut o analiză a nevoilor, am trimis o a doua variantă la Comisie. Și sigur, încă de la începutul mandatului, eu am spus câteva lucruri care cred. În primul rând, cred în ferma de familie. Pentru că cred că viața rurală, existența satului românesc, nu poate să existe
dacă o fermă de familie puternică nu există. Dar fermele de familie, fermierii mici, nu pot să existe și nu pot să reziste pe piață fără această asociere economică pe care o numim noi cooperativele. Și, practic, singura soluție realistă, oricât am vrea noi să găsim alte soluții, singura soluție realistă care rezolvă foarte multe probleme ale fermierilor mici, ale fermelor de familie, este această cooperativă. Am fost în acest an în aproape toate zonele din țară, am discutat cu fermieri mari, cu fermieri mici, din toate domeniile de activitate și am găsit într-adevăr multă reticență, mai ales la cei de vârsta mea sau mai mari, să zic așa, care îmi spuneau, domnul ministru, pe noi asta ne pune să ne asociem, pe la noi aici în munte n-a fost, nici Ceaușescu n-a făcut CAP. Sigur că este foarte greu să le explici unor oameni care gândesc așa sau care reacționează așa, să le explici ce important este să se asocieze ca să își crească puterea de negociere, ca să poată să-și procure input-uri la prețuri rezonabile, să poată să-și vândă întotdeauna producția sau să poată să-și integreze producția. Foarte greu. Ce mă bucur în schimb că la segmentul de populație mai tânăr și culmea, am descoperit oameni tineri care nu au neapărat o pregătire profesională de bază în agricultură, dar care au găsit oportunități și au intrat în această zonă, care sunt foarte pragmatici și care și-au dat seama imediat de avantajele unei asemenea asocieri. Și avantajele acestea sunt nelimitate, începând de la modul în care poți să-ți cumperi toate input-urile la niște prețuri foarte bune, la modul în care poți să-ți valorifici producția, la modul în care poți să te branduiești, cum poți să-ți integrezi producția. Și eu am mare încredere că generația tânără va face lucrul acesta. Ei sunt mult mai pragmatici, ei nu sunt tributari acelor CAP-uri, ei nici măcar nu le-au apucat, ei au auzit doar despre aceste CAP-uri și sunt convins că cu un sprijin foarte bine articulat, cu un sprijin vizionar, să zic așa, privind modul în care se va finanța agricultura în următorii 7 ani, se pot obține rezultate foarte bune. Sigur, nu vom putea rezolva toate problemele pe care acum agricultura românească le are și are foarte multe probleme, foarte multe nevoi și foarte multe priorități. Noi am încercat să le cuprindem în această analiză a nevoilor, dar de aici trebuie să pornim. Deci, de la micul fermier, de la ferma de familie, de la asociere și prin această modalitate de a sprijini, vom putea rezolva foarte, foarte multe lucruri. Pentru că marii fermieri, așa cum s-a mai spus, în unele zone ale țării unde se face un alt tip de agricultură, și-au rezolvat o bună parte din aceste probleme, inclusiv desfacerea și branduirea. Dar micii fermieri și mai ales zonele cu constrângeri naturale, cum le spunem noi, zonelor montane sau zonei Delta Dunării, noi aici trebuie să găsim o modalitate în când aceste provocări legate de mediu și climă pe care le aduce noua politică agricolă comună să le transformăm în oportunități. Și noi în țara noastră avem asemenea oportunități pe care le putem valorifica, în primul rând prin micul fermier, prin ferma de familie și prin aceste cooperative. Vedeți, se vorbește foarte mult despre agricultura aceasta durabilă sau, mie îmi place să spun, agricultură responsabilă, pentru că noi în agricultură utilizăm două resurse vitale, pământul și apa. Sunt niște resurse pe care noi le-am moștenit de la cei care au fost înaintea noastră aici pe pământ și pe care suntem datori să le lăsăm cât mai intacte posibile. Deci de aceea va trebui să facem pe viitor o agricultură responsabilă, utilizând aceste două resurse, tot timpul fiind atenți să avem acel echilibru între fermierul care face agricultură și care trebuie să aibă niște venituri rezonabile ca să stea în acest sector de activitate care nu întotdeauna este foarte confortabil și foarte plăcut, și consumatorul care trebuie să aibă dreptul la niște produse cât mai sănătoase, că asta înseamnă o agricultură mai responsabilă, în primul rând, produse cât mai sănătoase, dar la niște prețuri rezonabile. Și aici trebuie să găsim noi, statul, cei care se ocupă de sprijin și de administrarea agriculturii, acest echilibru, care este un echilibru destul de labil, să zic așa,
și să menținem acest echilibru multă vreme de aici înainte, fără să epuizăm cele două resurse importante, apa și solul și pământul. Am să vă mai spun două vorbe și după care aș prefera să răspund la întrebări decât să vorbesc, pentru că risc să tot vorbesc și să mă mai opresc. Am văzut că una din colegele noastre a prezentat o situație a structurii fermelor. Am și eu aici o situație care m-a îngrijorat încă de la început. Peste 40% din teren în România este lucrat de 2,11% din fermieri. Nu, de 0,56% dintre fermieri, în ferme mai mari de 300 de hectare. Noi avem ferme de 5-6.000 de hectare, avem ferme de 40.000 de hectare, avem ferme de 30.000 de hectare. Sigur că nu este un lucru neapărat rău, mai ales în unele zone ale țării în care se face un anumit tip de agricultură. Dar alte 40% din procente din suprafața lucrată este lucrată de 97% din fermieri, de 795.000 de fermieri în ferme mici, sub 50 de hectare. Trebuie să recunoaștem că majoritatea acestor ferme practic nu sunt ferme reale, nu sunt ferme comerciale, nu sunt ferme care ar rezista pe piață. Sunt acele gospodării ale populației, ale bunicilor noștri, ale părinților noștri, care fac o agricultură de subzistență, care întotdeauna este susținută această gospodărie de o pensie sau de un salariu. Noi va trebui ca în această perioadă de 7 ani să reușim ca cât mai multe din aceste ferme foarte mici, acolo sigur unde se dorește, să le sprijinim să devină ferme, cu adevărat ferme de familie, ferme comerciale, ferme medii, indiferent cum le spunem, ferme care să reziste pe piață. Ori ele nu pot să reziste în afara cooperativelor. Am căutat peste tot în Europa. Nu există altă formă de supraviețuire pentru un fermier mic, chiar pentru un procesator mic, dacă nu face parte dintr-o asemenea cooperativă. Iar, sigur, legea cooperativelor oferă multe avantaje, multe facilități fiscale. Putem și noi în programul național strategic să prindem și până acum au fost, să zic așa, prinse anumite măsuri care să stimuleze fermierii să intre în cooperative. Totdeauna intensitatea de sprijin pentru orice tip de măsură a fost cu 20% mai mare dacă aplica o cooperativă. Trebuie să menținem acest lucru, eventual chiar să creștem această intensitate de sprijin, pentru că altă modalitate de a-i face pe fermieri să intre în cooperative nu este decât să-i stimulăm, nu-i putem obliga. Și puterea exemplului este cea mai importantă. Trebuie să le explicăm tot timpul, trebuie să învățăm, trebuie să dăm exemple cei care au făcut acest pas și au succes și să creăm într-adevăr niște mecanisme și de finanțare și administrative care să-i ducă în această zonă a asocierii. Altă modalitate nu văd pentru a viabiliza aceste ferme mici și a atinge, sigur, ceea ce ne propunem acum și ceea ce își propune și politica agricolă comună. Eu am să mă opresc aici și prefer să eventual să răspund dacă sunt întrebări legate de programul național strategic, cum l-am gândit până acum, ce am făcut până acum, pentru că oricum l-am făcut împreună cu tot ceea ce înseamnă mediul asociativ și cu multă expertiză din afara Ministerului, dar și din interiorul Ministerului. Mulțumesc! Am înțeles, domnule ministru, și mulțumim pentru disponibilitate. Chiar este important. Cred că dacă ne uităm la ce nu a funcționat până acum, este clar că această abordare de a da punctaje suplimentare nu este suficientă, pentru că apare un fel de cerc vicios. Dăm punctaj suplimentar, dar nu are cine să-l ia, pentru că nu avem cooperative sau asocieri suficient de dezvoltate sau de stabile. De asta insist pe acea etapă preliminară de organizare a lor pe care ar trebui să o finanțăm, și asta a fost și ideea de până acum.
eu sunt puțin mirat de date, tocmai pentru că se vede că nu au fost folosiți, nu a fost folosită oportunitatea asta și sunt curios de ce, poate ne spune Alexandru Potor. O să rog și pe Alexandru și pe Anca Marcu să încerce să stea sub 5 minute, pentru că sunt foarte multe întrebări. Domnule ministru, dacă mergeți pe butonul de Q&A, puteți să vedeți întrebările ca să vă gândiți la ele înainte și vă puteți chiar înscrie la care vreți să răspundeți. Să bifați acolo Answer Live. E o facilitate chiar foarte interesantă în care paneliștii pot să selecteze întrebările cele mai importante pe care, la care vor să răspundă. Deci, Alexandru Potor, te rog, ai cuvântul. Ce a mers și ce nu a mers pe partea de asociere prin galuri? Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă felicit pentru acest eveniment și de asemenea să felicit CRP pentru cercetarea pe care a făcut-o. Mărturisesc că împreună cu colegii, atunci când a fost scris Planul Național de Dezvoltare Rurală și au fost elaborate strategiile pentru grupurile de acțiune locală, cele care funcționează în prezent, am avut o provocare a introducerii în strategii și a puncta superior strategiile care își propun dezvoltarea de, să spunem așa, cooperative și a activităților care sunt asociate cooperativelor. În afară de cooperative, noi ne-am propus atunci și servicii sociale în mediul rural, dar și intervenții pentru dezvoltare de proiecte de bandă largă, internet de bandă largă. Au fost mai multe categorii pe care galerii au putut selecta. Și la momentul respectiv am colaborat cu dumneavoastră și CRPE și am avut câteva, să spun așa, idei pe care le-am preluat. Astăzi suntem la un moment de bilanț. Mă bucur mult că avem câteva cifre relevante, dar aș porni un pic de la cele, să spun așa, naționale. Mi se pare, într-adevăr, îngrijorător că avem doar 391 de cooperative care au o cifră de afaceri declarată. De fapt, au depus bilanțuri și în acestea, undeva în jur de 330, au o cifră de afaceri peste zero. Asta arată încă o dată gradul de, să spunem așa, subdezvoltare al sectorului de cooperative în România. Și aș compara un pic cu rezultatul activității galurilor. Alexandra vorbea în prezentare despre faptul că în cele aproximativ 45% dintre galurile care au răspuns, s-au detectat un număr de 33 de cooperative în care au fost înființate în domenii cu valoare adăugată înaltă. Dacă extrapolăm la numărul total de galuri din România, pentru că Sărbăia a atins 45%, 46% din acestea, probabil că vom avea undeva la finalul implementării strategiilor undeva în jur de 60-70 de cooperative rezultate în urma implementării strategiilor de dezvoltare locală. 60-70 de cooperative, dacă comparăm cu cele 330 care au o cifră de afaceri declarată, vedem undeva în jur de 25% din cele care există la nivel național. Cred că este un rezultat nu satisfăcător, dar este un început și aici o să fie intervenția mea. Cred că trebuie neapărat să continuăm la nivelul galurilor stimularea dezvoltării de cooperative și să ne asigurăm că galurile sunt în poziția de a lansa aceste măsuri, nu numai cele pe care le au în actualele strategii de dezvoltare locală, dar și cele pe care le pregătesc pentru perioada 2021-2027. Ca principale probleme pe care le-am remarcat și poate de ce este încă destul de relativ succesul implementării, de fapt dezvoltării cooperativelor, inclusiv la nivelul galurilor, discuțiile pe care le-am purtat cu colegii au arătat că deficiențele de reglementare legală sunt încă destul de, reprezintă o frână destul de importantă. Și acum nu o să mă refer la chestiuni legate de stimulări financiare și avantajele fiscale, care sunt binevenite, dar au fost mulți colegi care au spus că reglementarea raporturilor juridice între cooperativă, membrii cooperatori, felul în care se constituie patrimoniul, reprezintă, nu o să detaliez acest aspect, dar e o chestiune de bucătărie care ar trebui să fie îmbunătățită. Și FNGAL va transmite niște propuneri de îmbunătățire în această direcție, pentru că, de fapt, drive-ul asocierii este legat totuși de realizarea profitului. Cooperativele sunt structuri care sunt orientate către profit, entități care generează profit. Dacă cei fermieri nu sunt absolut convinși că prin asociere urmează să aibă un beneficiu evident mai mare decât acela de a lucra singur, ei nu vor veni către cooperative și atunci iarăși o să ne întrebăm de ce nu vin în direcția asta. Deci,
În bucătăria aceasta a cooperativei, și repet, fără să detaliez, raporturile juridice între asociații, între membrii cooperatori și cooperativă, felul în care se constituie patrimoniul, cred că mai este de lucrat. Pe de altă parte, vreau să reiterez ceea ce spunea domnul Cristian Ghinea, că pentru a constitui asociere, și mai ales în domeniul acesta sensibil al agriculturii, e nevoie de încredere. Capitalul de încredere se creează în timp. Alexandra spunea că e nevoie de 2-3 ani până când, și explica de ce unele cooperative, deși au bilanță depus, au cifră de afaceri zero, e nevoie de 2-3 ani de susținere pentru ca o cooperativă să demareze în mod real. Lucrul ăsta s-a văzut inclusiv în experiența pe care mi-aduc aminte, Romanian American Foundation a avut-o încercând să inițieze cooperative, și știu că și CRP a fost implicat în acest proces. Deci, concluzionând, e nevoie de o perioadă lungă de timp, din momentul în care se inițiază finanțarea până când aceste cooperative cu adevărat să prindă aripi. Și este evident că nu toate vor avea succes. Dacă vă uitați la rata de succes a IMM-urilor, a startup-urilor, veți vedea că foarte multe dintre ele eșuează în primii ani de funcționare. Același lucru este valabil și pentru cooperative. Deci, creșterea capitalului de încredere, timpul care trebuie să fie asociat, susținerea continuă pentru a consolida acest capital de încredere, reprezintă lucruri delicate. O a treia chestiune pe care am identificat-o ca în afară de zona legală și aceasta a capitalului de încredere, este efectiv foarte prozaic, acum spun, felul în care se susținut financiar o cooperativă. Cred că trebuie să găsim, mai ales că suntem, și domnul ministru spunea că suntem în faza scrierii Planului Național Strategic, trebuie să găsim acele modalități prin care vom sprijini cooperativele foarte consistent în viitorul Plan Național Strategic. Și când spun foarte consistent, cred că ar trebui să ne gândim la soluții de finanțare până la 100% a proiectelor din pilonul 2 sau 90%, deci variante atât de agresiv spre maximum posibilității de finanțare, în așa fel încât pentru cooperative să fie așa o ofertă de nerefuzat. Cred că asta va sparge gheața ceva mai mult decât momentul de față. Pe de altă parte, așa cum spuneam, și acum nu doar că o spun din perspectiva faptului că sunt președinte al Federației Galurilor, trebuie să fie sprijinite și trebuie să aibă alocare financiară suficientă pentru a continua acest parcurs de a propune linii de finanțare pentru grupurile de acțiune locală. Mă voi duce către partea finală a propunerilor care au fost făcute prin raportul CRP. Prima propunere spune că viitoarele finanțări din Planul Național Strategic, deci inclusiv din zona Galurilor, ar trebui să susțină în egală măsură și cheltuielile pentru facilitare și pentru investiții de mai mică dimensiune. Exact asta se întâmplă în momentul de față la nivelul Galurilor. Linii de finanțare, marea lor majoritate, conțin aceste tipuri de cheltuieli și de facilitare și de investiții. Deci, practic, noi suntem, nu aș spune neapărat să spunem pionieri, dar am făcut deja lucrul ăsta într-un ciclu de finanțare și este un motiv pentru a continua consistent susținerea Galurilor pentru a merge în această direcție. Pe de altă parte, spune raportul că ar trebui să existe linii dedicate cooperativelor de finanțare care să nu producă o coliziune între fermieri, să spunem așa, mai mari sau mai mici și cooperative. De asemenea, acest lucru se poate rezolva și se rezolvă la nivelul grupului acțiune locală, pentru că ați văzut că sunt linii dedicate cooperativelor și susținerii asocierii fermierilor prin strategie de dezvoltare locală. Și de asemenea, și a treia propunere, unde găsesc că galurile deja au un rol, zic, important, spuneați dumneavoastră că asocierea trebuie să livreze fermierilor cunoaștere relevantă. Într-un fel sau altul, galurile, prin modul de organizare și prin existența birourilor teritoriale, proximitatea cu, mai ales cu micii fermieri care nu își permit de cele mai multe ori să facă drumuri costisitoare, poate la Constanța sau la Timișoara, la București, fermierii, tinerii care sunt la început de drum au mult mai comod posibilitatea de a contacta galurile și eventual de a utiliza acele resurse pentru zona de consiliere. Deci galurile și cooperativele pot fi foarte bine parte a sistemului ACHIS și sper să fie cuprinse în acest sistem, utilizând experiența
bună și mai puțin bună care a fost în perioada actuală de programare pentru 2021. Rezumând, am experimentat partea de implementare în strategie legală a facilitării dezvoltării și finanțării de cooperative. Rezultatele poate nu sunt atât de spectaculoase, dar dacă ne uităm că poate avem undeva ajuns de 60-70 de cooperative incubate și raportăm cu numărul național de undeva în jur de 330 de cooperative care au bilanț peste zero, poate nu este un rezultat rău doar pe domeniul galurilor, pentru că poate nu doar galurile sunt chemate să susțină dezvoltarea sectorului de cooperative. Cred că este un bun exemplu ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față și mulțumesc și lui Cristian Ghinea și celorlalți participanți care de-a lungul timpului au fost niște lobiști, ca să zic așa, pentru fenomenul LEADER și pentru funcționarea galor. Lucrul ăsta trebuie să continue și să continue rapid. Adică nu ne dorim, așa cum spunea și la începutul intervenției, în perioada aceasta de tranziție 2021-2022, ne dorim să vedem o încetare a activității galurilor din lipsă de fonduri. Și mai degrabă am avut și ceva discuții cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Vrem să vedem pus în operă un mecanism foarte rapid de distribuire a sumelor care vor fi propuse României și care sunt alocate României prin regulamentul de tranziție, dar și prin instrumentul european de Next Generation. Sunt câteva surse de bani pe care le putem utiliza imediat, inclusiv pentru continuarea susținerii dezvoltării de cooperative în proximitatea anului 2021-2022 și Federația este dispusă ca împreună cu dumneavoastră, cu CRP, cu Ministerul să facem propuneri foarte concrete pentru mecanismul de distribuire acestor bani care să ajungă repede către fermieri și către cooperative. Mulțumesc mult încă o dată, felicitări, voi răspunde și eu câteva întrebări. Mulțumesc, Alexandru. Anca, te rog, știu că poate că sunt enervant că insist, dar trebuie să fim scurți pentru că sunt foarte multe întrebări și ne-am propus să terminăm la și jumătate. Poate că mai stăm puțin peste, dar haideți să apucăm să luăm răspunsul la domnul ministru. Te rog, Anca. Am să vă rog să mă întrerupeți atunci când e cazul, când trebuie să mă opresc. În primul rând vreau să vă spun că eu vin de la una dintre cooperativele la care Alexandra a venit să vadă cum stă treaba și care este situația în teren și în mod real. Cooperativa agricolă Lunca Someșului Mic. Avem deja 7 ani de funcționare, aproape 8, în februarie vor fi 8, în 25, abia așteptăm să mai sărbătorim, să mai sumăm un an și lucrăm exclusiv cu retailerii. Aici am găsit piața cea mai propice pentru ceea ce facem noi, desfacere de legume, fructe, doar excepțional. În special legume, din bazine legumicole foarte importante în zona aceasta, Apahida, Vișoara și chiar și în județul Mureș ne-am întins puțin. Sunt în prezent 13 membri care asta fac, sunt producători de legume în zona noastră. Pot să vă spun despre evoluția și dinamica cooperativei noastre, pentru că deja avem un pic de experiență și ne dăm seama unde sunt lucrurile acelea care scârțâie, cum se spune, că entitățile acestea sunt niște entități atipice și trebuie tratate ca atare. Fermierii intră în cooperativă, fermierii ies din cooperativă. Pentru noi este ușor să cooptăm membrii în acest moment, pentru că avem deja o activitate și ea este destul de bogată, să zicem așa, avem o piață de desfacere. Asta interesează cel mai mult fermierii, mai departe de faptul că își pot cumpăra input-uri și, și asta ajută, într-adevăr, este faptul că au desfacerea împreună. Și atunci, cumva, sigur, statul nu poate să intervină pe piață, să medieze o relație între cooperative și retaileri, dar poate să promoveze produsul românesc. Și atunci când produsul românesc este promovat suficient și puternic, atunci cooperativele au de câștigat. Crește cererea noastră, crește vânzarea pe care noi o realizăm, pe care o facem la acești retaileri. Mai departe de asta, într-adevăr, încă ne mai plângem foarte mult de birocrație, atât la înființarea cooperativelor. Sunt niște procedee care uneori sunt blocate de lucruri, de situații extrem de ciudate, vă pot spune. Cu groază o să trebuiască să ne apucăm acum să
schimbăm statutul din nou pentru că vrem să cooptăm membrii și e un proces care durează extrem de mult. Din diverse motive, de exemplu, ultima dată când am schimbat statutul pentru a deveni grup de producători, pentru a accesa sub măsura 9.1, am întâlnit la Registrul Comerțului o persoană care ne spunea că trebuie să facem dovada că, virgulă, cooperativa este producător. Nu este producător, este vânzător cooperativa, dar ne-a ținut și a trebuit să trimitem opinii motivate de la minister să explicăm acestei persoane că doar producătorii trebuie să aducă dovada faptului că sunt producători și cooperativa este vânzătorul acestor produse, pentru că dacă toți producem, cine vinde? Era extrem de simplu. La fel am mers să cerem, de exemplu, cazier juridic, cazier fiscal al cooperativei, cazier juridic, orice ai cerut, a fost, v-ați mai ocupat cineva, s-a mai ocupat cineva de o cooperativă, se întrebau domnii funcționari între dânsii și nu, întârziam nepermis de mult, adică ajungi să ai emoții că nu poți depune un proiect pentru asta. Într-adevăr, problemele pe care le-ați ridicat în legătură cu finanțările sunt cele reale. Noi, oarecum în cooperative, așa atipici cum suntem, nu prea reușim, nu prea avem profit. Profitul, cumva dacă reții un profit mare din prețul de vânzare, producătorul este tentat să nu mai vândă prin cooperativă. Negocierile sunt destul de dure cu retail-ul, așa că trebuie să lăsăm o marjă mică, atât cât să fie suficient pentru activitatea cooperativei, pentru cheltuielile pe care știm că o să le avem oricum an de an, cheltuieli fixe și un pic de rezervă acolo. Dacă iei mai mult, s-ar putea să cazi în extrema în care nu mai are cine să-ți vândă produs chiar dacă este în cooperativă. De aici rezultă un profit mic. De unde luăm banii de investiție? Nu avem. Dacă avem un 2-3 mii de euro, poate ți-ai un stivuitor, poate faci o reparație, poate... Deci face niște investiții extrem de mici. Nici măcar 70% nu ne-a ajutat să putem accesa finanțări, mai ales că nu ne dă nimeni un credit. Avem activitate, facem bani, se vede, dar stăm prost din punctul ăsta de vedere. Am accesat un Erasmus, da? Și într-adevăr vreau să menționez că e extrem de important să mergem mai departe cu colaborarea între cooperative, ONG-uri, cooperative și chiar universități. La Cluj am început deja și facem niște pași destul de buni cu USAMV să... Anca, pentru că încă mi-ai dat voie să te întrerup, chiar o să fac și o să te rog să te apropii de final, pentru că mie mi se pare că se conturează ceva clar din ce spui tu și o să pun o întrebare care chiar vine în ajutorul, ca o concluzie de fapt la ce spui tu. Da, excelent. Am să menționez foarte important că sub măsura 9.1 este una foarte bună pentru grupurile de producători. Aici trebuim sprijiniți. E prima dată când accesăm, vom avea prima cerere de plată, am depus-o deja. Trebuie ajutor acolo și în rest ceea ce spun de fiecare dată, știe și domnul ministru, spații, spații, spații. Spații protejate pentru noi este foarte important, mai ales în domeniul în care activăm. Spații de depozitare, spații de procesare. Trebuie să ieșim și să găsim soluții și procesarea este una dintre soluțiile care vin foarte bine pentru noi. Implicarea noastră în elaborarea PNS este una activă. Colaborăm cu oricine ne solicită lucrul ăsta, ministerul este întotdeauna aproape și mulțumim întotdeauna pentru asta și suntem aici pentru mentorat pe care îl vom face împreună cu Civitasul și alte fundații și pentru oricine are nevoie de un exemplu și de mici detalii care fac diferența din activitatea de zi cu zi și care pot face lucrurile să funcționeze în sector. Mulțumesc mult, Anca. Domnule ministru, sunt mai multe întrebări care se învârt în jurul acestei idei, anume că pare că statul în cazul nostru AFIR nu este tocmai pregătit să încurajeze genul ăsta de entitate atipică, ca să-i spun așa. Adică, uitați, avem aici un exemplu de la Gal, Valea Prutului, care spune am lucrat 2 ani ca să conving mici fermieri să se asocieze și când am depus proiectul la AFIR, ne-a fost respinse pe bandă pentru că sunt încadrate la categoria servicii, deci nu erau la categoria care trebuie. Și apoi li s-a cerut fermierilor care erau în PFA asociați să renunțe la niște coduri CAEN sau să aibă cod CAEN de management. Adică par a fi, și mai sunt exemple mai sus, din păcate nu pot să răspund pe toate,
pare a fi un fel de neînțelegere, nu știu dacă să spun culturală sau nu, între cultura de cum funcționează instituțiile statului și aceste asocieri care sunt, repet, atipice. Și exemplul dat de Anca este totuși șocant. Adică, tocmai asta este rolul acestor asocieri, să preia producția la comun, producția, pardon, care este individuală, să o preia și să o vândă la comun, și este aberant ca tocmai atunci când fac asta să fie descurajați că nu ar fi producători. Și la Luca Bargu are mai multe întrebări. Aș lua una dintre ele, care mi se pare o idee isteață. Spune, galurile pot face doar mainstream de fonduri către cooperative și foarte puțin pentru capacitate. Intenționați, și asta mai degrabă o propunere, finanțarea de birouri unice prin PNS, care să aibă ca obiectiv sprijinirea înființării și susținerei cooperativelor la nivel local. Deci asta ar fi un fel de task force, dacă înțeleg eu bine, care să faciliteze această relație cu AFIR-ul sau să nu intre într-o logică în care, mai degrabă, în care noi tăiem proiecte și nu le încurajăm. Tocmai pentru că, totuși, după ce ai convins niște producători să asocieze, care, într-adevăr, aveți dreptate, sunt reticenți să o facă, din motive de fiscalitate, din motive istorice, de mentalitate, nu mai știu ce, după ce ai convins, să te lupți apoi cu niște întrebări foarte fixiste ale legii sau chiar cu legi proaste, este o idee, mă rog, îți îngreunează și mai mult parcursul. Și repet, sunt mai multe întrebări cu exemple, dacă vreți le puteți vedea. Cred că ar trebui să ne propunem ca o linie de acțiune să facilităm dialogul normal între stat și aceste asocieri. Vă rog. Da. Dacă mai sunt și alte întrebări la care vreți să răspundeți, pe care ați văzut dumneavoastră, cu mare drag vă las cât doriți acum timp. Da, cu siguranță. Relația aceasta între stat și mediul privat este aceeași și în domeniul agriculturii. Cu siguranță că încă sunt foarte mulți funcționari publici în administrația agricolă care fie nu înțeleg unele lucruri, fie nu vor să le înțeleagă. Eu am spus întotdeauna că noi avem un mediu asociativ foarte slab în agricultură din două motive. Pe de o parte, teama aceasta ancestrală de asociere, sau că uneori unii lideri ai asociațiilor care au apărut pe parcurs și au compromis ideea de asociere pentru că și-au folosit poziția doar pentru ei sau pentru grupuri restrânse, pe de-o parte, dar pe de cealaltă parte am observat în cei 30 de ani de când activez și eu în zona aceasta că nici statul, nici funcționarii publici nu au încurajat asocierea pentru că se tem foarte mulți că își vor pierde din atribuții, că își vor pierde din putere dacă mediul asociativ este puternic. Sigur că acest lucru încet, încet se corectează, noi trebuie să forțăm ca lucrurile să se întâmple mai repede, iar dacă avem și cădem cu toții de acord că avem o politică agricolă în care încercăm să încurajăm asocierea și ferma de familie și micul producător și procesator, nu putem apoi tot noi prin unii angajați ai statului, să punem frână. Deci aici sunt de acord și în momentul în care vom începe să vorbim tot mai mult și vom creiona și în Programul Național Strategic niște măsuri dedicate fermelor de familie și asocierii, automat și comportamentul angajaților, că ei de la AFIR, că ei din altă parte a Ministerului Agriculturii, alte entități, care ar trebui să facă acest lucru, va trebui să se schimbe. Dar asta numai prin dialog, pentru că noi nu aflăm lucrurile astea decât în momentul în care reușim să dialogăm și să avem cunoștință de ele de la reprezentanții diverselor cooperative. Am văzut câteva întrebări legate de acea taxă de raft. Sunt mai multe întrebări legate de taxa de raft și prezența produselor românești, ale și ale cooperativelor, sigur, pe rafturile marilor retailer. Roma, dumneavoastră știți majoritatea că a fost o lege imperfectă, sigur, legea 150, legea produselor românești, care venea cu eliminarea taxei de raft, cu termene de plată foarte scurte, cu etichetarea produse românești, dar și cu acea chestie puțin exagerată, ca 51% din produse să fie produse române. Sigur că acest lucru nu se putea întâmpla. Dar mai grav este că anul acesta
Legea a fost modificată prin legea 28 și în afară de prevederile care aduceau sau care au declanșat, mai corect spus, procedura de infringement, au fost scoase și două prevederi care n-aveau nimic cu infringementul. Termenul de plată scurt, mai ales pentru produse proaspete, 7 zile și pentru celelalte 30 de zile și acele taxe ascunse, care la unele supermarketuri se ridică până la 24%. Ce am făcut noi anul acesta, după apariția acelei legi? Am introdus un proiect de lege prin care vrem să implementăm directiva practicilor comerciale neloiale, în care vrem să punem pe picior de egalitate, de fapt asta vrea directiva, producătorul și procesatorul mic cu comerciantul dominant. Sigur că în România producătorul și procesatorul mic de regulă este român, iar comerciantul mare de regulă nu este român. Dar prin această directivă vom reuși să eliminăm acele taxe ascunse, care îi deranjează foarte mult pe producătorii români, care fac eforturi mari să ajungă pe rafturile retailerilor, pe de-o parte, dar să reducem și termenele de plată la niște termene foarte rezonabile, pe de-o parte. Am văzut o altă întrebare, sau mai multe întrebări legate de perderile forestiere. Și mai ales în zonele în care deșertificarea este prezentă, pentru că vedeți noastră la noi în țară, în unele zone din sud, pe malul Dunării, deșertificarea nu mai este un pericol, este o realitate. Sunt mii de hectare, zeci de mii de hectare afectate de deșertificare. Există în acea strategie de gestionare a apei, noi așa am spus, o strategie de gestionare a apei, un pachet mai amplu pe care vrem să-l finanțăm, nu din Programul Național Strategic, pentru că nu am dorit să ne atingem de banii fermierilor, care trebuie să meargă în continuare pe plăți directe și pe măsuri din pilonul 2, și am găsit în Programul Național de Reziliență înțelegere și la colegii din guvern ca 6,5 miliarde de euro să-i dedicăm acestui program de gestionare a apei. Și aici discutăm de toată infrastructura. Irigații, desecare, drenaj, prevenirea deșertificării, lucrări de combatere a eroziunii solului care nu s-au făcut de multă vreme și acolo, la lucrările acestea de prevenire a deșertificării, trebuie alocate sume consistente ca acest lucru să se întâmple. Iar una din modalitățile de prevenire a deșertificării este clar și aceste perdele forestiere și asta este demonstrat acum 100 de ani de Ionescu Șișești când și-a făcut teza de doctorat și a demonstrat care este acțiunea benefică a acestor perdele forestiere, care nu numai că opresc deșertificarea, dar schimbă foarte multe lucruri în zona respectivă, asigură și biodiversitate. Sigur, aici e un subiect la care trebuie să dedicăm probabil o întâlnire separată. Ce alte întrebări am mai văzut aici? Da, intensitatea de sprijin. Cu siguranță că dacă regulamentele europene o vor permite, cu siguranță că și eu sunt de acord ca intensitatea de sprijin pentru cooperative și mai ales în zonele cu constrângeri naturale să crească până la 90%. Eu nu m-aș duce pe 100%. Eu nu sunt adeptul lucrului gratis. Deci eu sunt conștient că dacă cineva nu pune măcar un leu într-un business și primește 100% bani gratis, să zic așa, nu va fi motivat să continue. Deci eu m-aș duce până la o intensitate de sprijin de 90% în cooperative și mai ales în zonele cu constrângeri naturale, pentru că acolo fermierii și producătorii, chiar și procesatorii, sunt foarte mici, foarte dispersați și au nevoie de această asociere. Și aș vrea să termin spunând un singur lucru. Am fost în foarte multe locuri și la crescători de animale, de vacă de lapte, de exemplu, în zona Dornelor, unde primeau un preț ridicol, umilitor, 90 de bani pentru lapte ecologic. Ei, având deja producție ecologică autorizată și înregistrată, și primeau 90 de bani și îmi spuneau: domnul ministru, scoateți niște măsuri să vină unii să-și facă niște fabricuțe de lapte, că noi avem aici nevoie doar de niște fabricuțe de lapte mici, nu de la mari. Și le spuneam: măi, fraților, dacă o să facem iarăși fabricuțe de lapte și o să dăm banii altora, nu vouă, o să se întâmplă două lucruri. În primul rând, cei care vor avea fabricuțele de lapte o să vă dicteze în continuare prețul și tot 90 de bani o să vă dea, dar mai grav, o să fie tentați la un moment dat să vândă, cum au făcut și acum, să vândă unuia mai mare, care în câțiva ani va avea iarăși monopolul și iarăși o să vă strivească cu prețurile.
Deci neapărat, toate facilitățile acestea de depozitare și procesare, de care spunea și Anca, trebuie să fie neapărat ale producătorilor. Altfel, totdeauna producătorul, care este veriga cea mai slabă în acest lanț valoric, totdeauna producătorul va fi cel care va suferi, pentru că procesatorul și comerciantul se descurcă. El își rezolvă problema punând, să zic așa, presiune pe prețul pe care îl oferă la producător. Deci cel puțin partea de depozitare și procesare trebuie să fie neapărat, mai ales în zona aceasta a fermelor mici, neapărat trebuie să fie ale producătorilor primari. Și am să mă opresc aici. Mulțumesc, domnule ministru, cred că ați răspuns la mai multe întrebări. Alexandru Potor s-a înscris că vrea să răspundă la o întrebare și, Alexandra Tudoriță, ai și tu una mai tehnică, dacă există și date la nivel regional pe cooperative. Vă să rog pe Alexandru să răspundă la, mă scapă, sunt foarte multe și greu să le mai urmăresc. Sper că ai reținut tot ce ai luat. Mi-am notat câteva, mai mult o întrebare, dar o să intervin așa pe rând. Okay, în primul rând, revenind la un auditor, promotor DETA, știu că acolo Gigi Duță și Ion Ovan sunt niște foarte inimoși promotori ai cooperativelor care au fost finanțate chiar prin intermediul galului de acolo, Timiș, Toronto, Bârzava. Este absolut adevărat ceea ce au menționat, faptul că după ce au reușit să coaguleze fermierii și au reușit să constituie o cooperativă foarte frumoasă acolo, care chiar a fost dată ca exemplu de asociere, de instituire, au ajuns într-un impas datorită relației pe care o au cu cooperativa oare cu retailerii. Și merită, poate pe termen lung, pentru că tot se vorbește despre întărirea poziției fermierilor în lanțul acesta de aprovizionare și relația pe care fermierii pot să aibă raportat la mari retailer, că inclusiv cooperativa trebuie să fie susținute. De altă parte, vis-a-vis de intervenția colegilor de la Gal Valea Prutului, este adevărat, dezvoltarea cooperativelor se face pe acest articol 35 al regulamentului european 1305. Este un articol destul de puțin uzitat în practica firului, pentru că de fapt aici ajungem cu discuția și dau încă o dată dreptate, poate că n-am expus inițial în intervenția mea acest lucru, poate nici nu e cazul acestei întâlniri. Din păcate există o frână destul de consistentă atunci când nu se înțelege din partea funcționarilor felul în care trebuie interpretate aceste părți de articole de regulament. Mi-e teamă că și în viitor ar trebui să existe acest lucru. Și atunci aș face un apel către un obiectiv pe care și-l propune viitoarea politică agricolă comună, deplasarea accentului de pe zona de conformitate a verificărilor, pentru că ați văzut, vorbea intervenientul care a pus întrebarea, cred că e Maria Hudema, cea care a pus această întrebare. N-ar rost să ne cramponăm de un număr de elemente care nu sunt esențiale din punct de vedere al regulamentului și să frânăm proiectele. Deci, practic, ne concentrăm pe conformitatea unor cele de finanțare a unor proiecte, ci trebuie să mergem mai mult către efectivitate, să vedem dacă în urma acelei implementări de finanțare am ajuns să avem cooperativă, avem un număr de fermieri care s-au asociat, avem o cifră de afaceri, un volum tranzitat prin cooperativa respectivă. Aceasta este o idee generală care cred că ar trebui să fie îmbrățișată de toate proiectele și dacă vom reuși să o implementăm, cred că va fi mult mai simplu și vom avea rezultate mult mai bune în viitoarea perioadă de programare. Deci nu conformitate, ci mai mult verificarea efectelor pe care au implementarea proiectelor. Am remarcat și asta e poate nu neapărat de insistat foarte mult că există situații în care chiar la sfârșitul perioadei de programare se adaugă noi, să spunem, noi proceduri birocratice pe care nu le vedem chiar la nivelul galurilor neapărat necesare sau poate există alte soluții. Avem noi o durere cu anexă 4 care e utilizată, dar poate nu e necesar pentru toți cei care aud. E o adăugare de proceduri birocratice pe parcurs la sfârșitul unei perioade de programare în condițiile în care s-a văzut că lucrurile au mers foarte bine până acum, s-au atins indicatorii sau cel puțin de o manieră rezonabilă s-au atins indicatorii și avem noi adăugiri birocratice. Vis-a-vis de ce întrebase domnul Răzvan Vâlceanu, cum poate fi modificată o strategie,
Există proceduri standard, trebuie discutat cu grupul de acțiune locală unde vă doriți să faceți, v-ați dori să faceți această intervenție și noi pe egal vă putem ajuta, ne puteți contacta, putem intermedia această discuție, fără doar și poate, dacă există o intenție de finanțare, veți găsi înțelegere din partea colegilor de acolo. Mulțumesc, Alexandra. Iar ești pe mute. Alexandru a răspuns la întrebarea legată de noua strategie, de modificarea strategiei. Acesta mi era adresată mie. Nu? Ok. Mai era una dacă sunt disponibile datele la nivel regional, deci datele care le-ați ținut voi. Le putem scoate pe regiuni de dezvoltare, dacă nivel regional aceasta e înțelegerea. Okay. Am o singură, o ultimă remarcă. Noi credem că noul PNS ar trebui să existe și o măsură la nivel național de sprijinire a formării de cooperative. Clar, galurile sunt într-o poziție foarte bună să-și cunoască teritoriul și să poată gestiona la firul ierbii genul acesta de măsuri complexe, dar credem că se poate învăța din PNDR 2014-2020, mai ales pe zona aceasta de probleme birocratice și relația cu AFIR-ul, astfel încât să se poată operaționaliza o măsură pe plan național care să se lanseze poate într-o altă manieră decât măsura 2 consiliere pentru crearea de cooperative și să fie ceva mai substanțială decât ce a fost până acum. Am înțeles. Bun, deci dacă cineva vrea să dată la nivel regional, să scrie direct, dacă ține minte, când am lucrat împreună, adresa ta este alexandra.dorita@cerp.ro. Da. Bine, o să rog pe domnul ministru să se gândească dacă vrea să mai spună ceva, să mai răspundă la ceva întrebări, înainte de a spune eu două cuvinte din partea mea finale pe conținutul propriu-zis. Mă bucură foarte mult nivelul de detaliu al întrebărilor, arată că oamenii au probleme foarte concrete pe care ar trebui să le urmărim în deciziile politice. Văd și acest interes pentru perdele agroforestiere, cum ne bine colectează domnul Marius Casis, sau Casis, nu știu cum sunt diacritice acolo, și chiar mi-a întărit o decizie de a încerca să venim cu o cercetare similară pentru perdele forestiere și pentru cum au fost folosiți banii din PNDR pentru împădurire și cum ar trebui să o facem în viitor. Deci asta ar fi o primă decizie și mai era un comentariu foarte bun pe care încerc să-l găsesc. Gal Valea Prutului, așa este înregistrat, îmi întreabă mai multe detalii despre amendamentul la regulamentul de tranziție. O să rog pe colegii mei de la Cabinetul Europarlamentar să ia contactele și o să vă trimitem detalii. Da, am ajuns la acel comentariu. Daniela, atât s-a înregistrat, o listă cu toate problemele întâmpinate și cu idei de îmbunătățire, cred că ar fi foarte utilă ministerului. Poate nu toți cei care ar avea ceva de spus să ajung la discuțiile cu echipele de lucru pentru PNS. Vă propun să o facem, să o facem împreună. La Cabinetul Europarlamentar am angajat experți în fonduri europene, la fel și Vlad Botoș are angajați, oameni care ne ajută în lucrul la Parlamentul European, dar sunt și foarte conectați cu problemele reale de aici. Chiar Bogdan Postăvanu a lucrat la AFIR înainte, care acum lucrează cu Vlad Botoș. Ne propunem să facem noi, deci o să se rog pe participanți, poate ne ajută și Alexandru Potor cu diseminarea în rândul galor. Haideți să facem un chestionar cu întrebările foarte concrete, cu problemele foarte concrete, cele care pot să le sintetizăm, să le punem într-o structură simplă de două pagini, foarte, foarte concrete, ce articol, de unde ar trebui modificat. Dacă e problemele la nivel legislativ, ne putem asuma. Cred că și eu și colegii din PNL, viitor colegi de coaliție de guvernare, iată, să depunem proiecte legislative în acest sens. Deci suntem foarte interesați în a discuta foarte concret ce anume e de schimbat și unde. Atât din partea mea, o să mai spun un la revedere după ultima intervenție a domnului ministru, dacă vrea să o aibă.
Da, eu două lucruri aș vrea să mai spun. Am văzut foarte multe întrebări legate de aceste perdele agroforestiere, într-adevăr, așa se numesc corect. Și aici am avut multe discuții cu fermierii și cu fermierii mari și cu cei mici legat de acest aspect. Pentru că mulți dintre ei ar dori, într-adevăr, să înființeze aceste perdele agroforestiere, ei sunt conștienți de efectul benefic pe care aceste perdele agroforestiere l-ar avea, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt reticenți pentru că aici, trebuie să recunoaștem, există o disfuncție în comunicarea și în legislația celor două ministere, a Ministerului Agriculturii și a Ministerului Mediului. Și pe viitor va trebui foarte bine să conlucreze aceste ministere, pentru că ce îmi spun fermierii? Ce, domnul ministru, eu aș face perdele agroforestiere, dar după 5 ani, când vegetația ajunge la o anumită dimensiune, vin pădurarii și se fac proprietari pe aceste perdele agroforestiere. Ele sunt considerate păduri după legislația actuală, după câțiva ani, și ele vor trebui exploatate doar în regim silvic. Aici va trebui să definim în codul silvic foarte clar ce înseamnă aceste perdele agroforestiere, în așa fel încât, sigur, ele să fie supuse și legislației, să zic așa, mediului și a codului silvic, dar în același timp proprietarul care înființează pe terenul lui și renunță la o suprafață importantă de teren pe care ar putea face agricultură, renunță și înființează aceste perdele, sigur, care sunt benefice și pentru el, dar și pentru țintele acestea de biodiversitate și de a strategiei Green Deal pe care ne-am asumat-o și va trebui să o urmăm foarte riguros, să îi dăm, să zic așa, siguranța că terenul respectiv va fi în continuare în proprietatea lui și că acele perdele agroforestiere el le va exploata. Aici va trebui să avem foarte, foarte multă atenție în conlucrarea dintre cele două ministere. Și aș vrea să spun ceva în final. Noi am neglijat în ultima perioadă, din totdeauna a fost neglijată piața publică locală. Vedeți, piața publică locală este o piață de câteva miliarde de euro și dacă facem o analiză și noi am făcut-o la nivelul ministerului, am observat că pe această piață publică locală de multe ori au pătruns produse din import. Și că această piață publică locală ar trebui să facem în așa fel încât să o alimentăm în primul rând de la producătorii locali, de la producătorii mici din fiecare zonă. Și noi acum am încercat să modificăm legislația în așa fel încât, sigur, să rămânem în spirit european, dar totuși să avantajăm producătorii locali, exact în limbajul acesta bruselez, legat de Farm to Fork, legat de Green Deal. Și în legea 69 pe 2016 privind achizițiile publice verzi, am introdus la articolul 2, litera B1, criteriu ecologic, unde ne-am referit foarte mult la produsele certificate și atestate pe scheme de calitate, produse locale, produse montane, produse tradiționale, dar și la lanțul scurt de aprovizionare și impactul redus asupra mediului. În așa fel încât orice edil responsabil să aibă posibilitatea ca pentru nevoile locale, știu eu, cantine, spitale, instituții, să facă achizițiile publice în primul rând de la producătorii locali. Ar fi o gură de oxigen fantastică pentru producătorii mici, producătorii locali, să poată fi ei primii beneficiari acestei piețe locale. Sigur, acolo unde există posibilitatea ca aceste produse să fie, pentru că nu totdeauna toate produsele în toate zonele se pot produce. Dar ar fi o gură de oxigen fantastică și cred că merită să facem un efort să modificăm legislația în așa fel încât să avantajăm producătorii locali. Știu că în alte țări de mult s-a făcut acest lucru și se poate. Asta am vrut să spun și în final vreau să vă mulțumesc pentru invitație, să vă felicit pentru inițiativă. Sigur că pe parcursul acestui an va trebui să avem foarte multe asemenea întâlniri, indiferent cine va fi la Ministerul Agriculturii, pentru că va trebui să creionăm în final un program național strategic care să rezolve cu adevărat multe dintre nevoile pe care noi acum le-am identificat în această analiză SWOT. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu, domnule ministru. Cred că ăsta poate să fie un mod de a discuta la nivel de partide, chiar dacă suntem concurenți, chiar dacă suntem parteneri, chiar că mai sunt supărări, putem să discutăm foarte concret, rezolvat probleme foarte concrete. Am promis că este ultimul cuvânt și așa este, doar să menționez că Daniela de mai devreme, care propunea să strângem la un loc toate aceste probleme, este Daniela Giurcă, a revenit, este chiar fosta secretară de stat din 2016 la Ministerul Agriculturii, actual membru plus și o doamnă cu care am coordonat capitolul de agricultură și dezvoltare rurală din programul USR Plus. Scuze, Daniela, n-am știut că ești tu, dar dacă tot ai scris cu această idee, îți propun să strângi tu aceste propuneri și probleme și să ne înaintăm împreună Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Mulțumesc foarte mult, am promis că nu stăm foarte mult, nu este stilul meu de a discuta foarte mult, cred că am punctat foarte bine niște probleme. Avem o promisiune de follow-up și de la domnul Oros și sper și de la oricine ar fi la Ministerul Agriculturii pe viitor. Toate bune, o să încheiem aici. Mulțumesc foarte mult pentru interes oamenilor de la GAL-uri și din alte structuri. Suntem alături de voi și vă încurajez din nou să mergeți spre măsuri din astea, așa zise soft, dar ele nu sunt soft, sunt foarte importante, asocieri, educație, minorități, internet de mare viteză. Am început în 2016 am încurajat introducerea acestor măsuri. Unele au mers, altele n-au mers, dar este vital pentru dezvoltarea comunitară de acolo, de la țară, și asta este absolut elementul zero pentru a dezvolta satul românesc. Fără o fibră comunitară puternică, orice am face, oricâți bani am băga în tractoare și drumuri, nu se va schimba nimic de fapt. Dacă nu dezvoltăm această fibră comunitară, trebuie să fie obsesia noastră, este obsesia mea de mulți ani de zile, trebuie să investim în dezvoltare comunitară și asocierile sunt de fapt forma economică de manifestare acestei dezvoltări comunitare. Mult succes tuturor și nu este ultima oară când discutăm pe această chestiune și promit să revenim cu tema pierderilor agroforestiere. Toate bune, mulțumesc domnule ministru, mulțumesc Alexandru și felicitări Alexandra și Ruxandra pentru raport, mulțumesc Anca Marcu pentru tot ce ai făcut tu și felicitări la primărie, ești viceprimar acum, nu? Mulțumesc, da, mulțumesc! Super, toate bune, la revedere!